cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegeton Plast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tom Plast, pentru un cămin fericit. Bună seara! Bine v-am găsit la ediția din această după-amiază a revistei Prese. Cu ce să începem în afară de eu de început? Ministerul de Interne, iată, caută 18.000 de angajați. Dar, de fapt, nu caută 18.000 de angajați, cred că e titlul greșit, informația a fost înțeleasă greșit. Este vorba de doar 3.000 de angajați, de la un total de 15.000, cât era nevoie, la 18.000, cred că un total de 3.000. Haideți să vă citesc știrea. Deficitul de personal s-a accentuat cu încă 3.000 de posturi în Ministerul Afacerilor Interne, de la 15.000 la 18.000 de locuri neocupate. Probabil pe schema de personal o fi 18.000 sau 15.000, iar acum s-au mărit. Oricum, e o practică în tot sistemul bugetar. Sunt multe locuri libere, dar nu sunt scoase la concurs, nu sunt scoase în... ele sunt vacante, dar nu angajează pe ele pe nimeni. Deci 18.000 de locuri neocupate, cu toate că au fost reîncadrați foști salariați și au fost angajați sub ofițeri care nu au absolvit școlile MAI, arată oficialii instituției, care spun că în următoarea perioadă vor mai fi examene pentru încadrarea sub ofițerilor, dar și pentru trecerea unor angajați în corpul ofițerilor. Da, îmi spunea cineva zilele trecute, cred că acum două săptămâni, că se organizează concurs la aici, la Inspectoratul de Situații de Urgență, au nevoie de servanți. Numai că trebuie să ai până în 40 de ani și cred că o înălțime de minim 1,65. Deci sunt și niște criterii până la urmă. Iată, cel mai mare deficit de personal se înregistrează la Inspectoratul General al Poliției Române, deci v-am spus la ISU, și Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, ăia care sunt ordinea publică, pe care îi trimite statul peste tot unde e nevoie de o anumită formă de represiune. Ia să vedem dacă mai avem ceva interesant. Nu, cam asta ar fi din știri. Încă o dată, jobul este bun. Bineînțeles, sunt și câteva restricții în ceea ce privește această funcție, aceste funcții, până la urmă, că sunt mai multe, văd că sunt mai multe zone. În continuare, cine dorește, cine mai poftește, este pentru toată lumea, cum ar spune cineva mai cunoscut de prin zona. Merge și vă angajați sau trimiteți-vă copiii sau cine vrea să aibă un salariu bunicel, poate face polițist sau pompier, toate sunt meserii onorabile, Doamne ferește. Nu spune nimeni că nu, numai că să știți că acum la etapa aceasta care s-a desfășurat până acum 2-3 luni în urmă, au fost chiar teste foarte grele, mai ales la partea de psihologică, motiv pentru care, dacă țineți minte, la un moment dat am comentat, sunt mulți care au depus contestație. Dar, încă o dată v-am spus, nu e o muncă pentru oricine, dar e o muncă bine plătită în statul român. S-a schimbat legea pensiilor. Pentru ce categorii de contribuabili sunt creșteri? Tot colegii mei de la redacție, este vorba despre cei care solicită, norocoși, ca să pot spune așa, că mulți, din păcate, nu mai ajunge la pensie.
viața de zi cu zi, mâncarea aceasta plină cu diferite substanțe care n-ar trebui să găsească mâncare, dar nu în ultimul rând stresul. Stresul e cel mai mare ucigaș în liniște, asasinul din liniște. Dacă aveți norocul să vă aflați în pragul pensionarii și nu mai puteți, iată, guvernul s-a gândit, a făcut o modificare la legea pensionare anticipate. Cei care vor accesa de acum încolo, legea se aplică de aici în viitor, nu retroactiv, veți putea ieși la pensie anticipat cu o pensie mai măricică decât până acum. Știți că dacă ieșați anticipat era o penalizare care mergea destul de mult, la 40, 50 sau poate 60%, nu știu exact cifrele. Acum oricum e mai ușurel să ieși la pensie sau cel puțin cuantumul pensiei anticipate e ceva mai mare. Și cine vrea să mai prindă ani de viață în liniște, să se plimbi cu nepoții, știu, să meargă la pescuit, să ocupe de alte activități, să grădinărească, ar fi bine să vă gândiți, lăsați locul unui tânăr și dumneavoastră vă puteți bucura atât de o pensie mai măricică. Mai iată o știre pe care vreau să vă citesc. De ce? Pentru că pe mine m-a amuzat. Ea are următorul titlu. Top 5 infracțiuni de sezon. Eu aș fi spus aici îndrumar pentru hoți. De ce vă spun acest lucru? Poliția, cei de la IPJ, da? IPJ Iași, a publicat, au dat un comunicat de presă către toate instituțiile despre un top 5 al infracțiunilor de sezon. Eu am citit acest top, o să vă-l citesc dumneavoastră așa pe scurt, dacă reușesc, și o să vedeți că de fapt e ca și îndrumare. Adică dacă ai vrea să spui, da, vrei de mâine să te faci hoț, nu știu din ce motiv, nu mai poți să muncești, nu mai ai chef să muncești, sau o lălăi, așa și așa, iată, iei ziarul, oricare, probabil că toate ziarele au preluat acest comunicat de la IPJ, și te uiți ce se mai practică piață, unde ai putea da și două lovitură. Iată, prima dată, furturile din locuințele de la parter sau etajele inferioare ale blocurilor, ferestre lăsate deschise pe timp de zi sau de noapte. Iată un prim indiciu unde ați putea să vă desfășurați activitatea dacă vă bate un astfel de gând necurat. Bun, aici văd că cei de la IPJ fac și așa o mică detaliere, zice, din cauza zilelor călduroase din ultima perioadă, mulți oameni, indiferent că locuiesc la casă sau apartament, lasă ferestrele deschise ziua sau noaptea pentru aerise sau răcorire. Nu vă citesc totul, vă dați seama ce se întâmplă. Bun, acum glumesc, nu înțeleagă cineva că mă apuc eu acum să vă indic ce să faceți, ce infracțiuni să faceți. Doamne ferește, nu. Dar așa sună acest comunicat, exact ca un drumar, dacă vrei să devii hoț, unde să acționezi. 2. Iată o altă zonă, telefoane, portofele, genți lăsate fără supraveghere. Este vorba în general despre această acțiune se întâmplă mai ales vara, mergem la terase, în cluburi sau în alte locuri, normal, din dorința de a ne deconecta și atunci ne mai ridicăm, mai mergem la toaletă sau, eu știu, mergem să comandăm ceva la bar, copiii, dacă suntem mai mulți oameni, poate ceilalți să joacă copiii la locul de joacă, îți rămâne borseta, îți rămâne telefonul, că te duci după la bar, imediat se poate găsi un astfel de individ și să-l șutească. Însușirea bunului gust, sau mai bine zis, bunului găsit, sau mai bine zis, bunurile pierdute. În general, discutăm despre cetățeni care, din diverse motive, grabă, neatenție sau neglijență, își uită bunurile în anumite locuri pe care le-au frecventat sau pur și simplu le pierd. Da, și cei norocoși, găsitorii, uită că nu au voie să-și însușească niciun bun altei persoane, ci modul normal e așa cum spuneau cei din, dacă vă țineți minte, cei mai măricei, era seria aceea de filme, BD la munte și la mare, unde proaspeți încarcerați erau la o oră de educație civică și întreba, ce faceți voi când găsiți pe stradă un portofel? Și răspunsul corect era, sunăm la telefon 22222. Ei, noastră nu sunați la 2222, ci mergeți la cel mai apropiat sediu de poliție, anunțați faptul că ați găsit aceste obiecte. Ați văzut destul de exemple, că se mediatizează pe televiziunile naționale despre situații în care cetățenii au găsit pormonee, gen, borsete, știu, serviete, sarcini, că n-am văzut pe niciunul să găsească, cu diferite sume de bani, unele chiar consistente,
au fost, au predat bani și unii dintre ei chiar au fost recompensați de gură cască, cei care au pierdut, sau de păgubiți. Iată, un alt loc în care, dacă vă bate gândul, m-am spus să vă reprofilați, furturi prin metoda ce telefon frumos ai, vreau să-l văd și eu. Este vorba despre, în general, tineri aplică această metodă, tinerii certați cu legea, bineînțeles. Vezi toți copiii acum la școală, dacă iau note bune, dacă trec examenul, primesc de la familie, dacă familia e și potentă financiar, smartphone-uri, telefoane inteligente, telefoane de ultimă generație, care costă uneori peste 2.000-3.000 de lei. Da, și atunci una din variantele preferate de hoți este ia telefonul copilului, deci mi-e, wow, ce telefon mișto ai, și o tai la goană, mai pune mâna pe el dacă poți. Iar ultima în top 5 infracțiuni, dar bază să nu vă apucați de așa ceva, doar glumim, furturile din autoturisme, bunuri de valoare lăsate la vedere sau portiere neasigurate. Da, e bine să nu lăsați niciodată pe banchetă sau undeva vizibil, eventual întorc pe două mai puteți. Dar niciodată la vedere, telefoane scumpe, pormonee, chiar dacă aveți sau nu aveți bani în ele, să apucă cât un zăpăcit dintre ăsta, fost foame, sau poate cleptoman, sau eu știu ce, și îți sparge, îți produce o pagubă și la autoturism, îți sparge geamul sau îți distruge portiera cu o rangă, cu ceva, și îți ia și obiectul pe care l-ai lăsat acolo. Bun, asta au fost transmise aceste 5 infracțiuni, top 5 infracțiuni, de către cei de la IPJ Iași și colegii noștri de la inspașcam.com. Asta au trecut în ziar exact, pas cu pas, dacă pot spune așa, topul. Băi, e bine de știut aceste lucruri. Țin minte că, apropo de furturile din autoturisme, cum l-au jefuit, dacă mă țineți minte, banda aceea de hoți calificați, dacă putem spune așa, din București pe Gigi Becali. Omul a intrat doar, a ieșit din autoturism, doar să meargă să-și ia ceva sau să meargă până la magazinul de vis-a-vis, iar așa de atent sunt, sau așa de perseverent sunt unii hoți, încât l-au așteptat până a coborât de acolo, nu și-a închis omul normal, la banii lui nu-și mai închide mașina, țuște la volan și pe aici a fost. Bine, ați văzut tot spectacolul cu capturarea celor hoți și tot ce a urmat. Bine, nu avem timp de să discutăm despre Gigi Becali. Ateliere recreative pentru copiii din Pașcan. Iată, tot pe newspașcan.com, azi avem foarte mult de pe newspașcan.com. Colegii noștri aleargă peste tot pentru a vă aduce cele mai bune știri sau neapărat bune știri despre evenimentele din oraș. Chiar dacă orașul este așa de mic, chiar dacă avem senzația că nu se întâmplă nimic, uneori lucrurile sunt la o aruncătură de băț, doar să întorci capul și trebuie cineva să vi le spună, cineva să vi le aducă în atenția noastră, pentru că sunteți ocupați, cel mai mult suntem ocupați cu serviciu, cu munca, cu copiii și nu știm când se întâmplă într-o zonă sau altă orașului un eveniment. Zile orașului probabil le știe toată lumea, află toată lumea despre acele zile, dar iată, cu astfel de activitate cum e cea de la Casa de Cultură, nu cred că știți, așa că o să vă amintim noi ce e din presă. În municipiul nostru, Vacanța Mare, pe lângă relaxare, aduce și îmbucățirea abilităților la copii. Casa de Cultură Mihail Sadoveanu Pașcan invită pe cei mici să ia parte la ateliere recreative pentru copii. Și ne spune știrea că în perioada iulie-august, cei de la Casa de Cultură îi așteaptă pe cei care doresc să afle și să descopere tainele muzicii, dansul, interpretări teatrale, dar și pictura. Ce n-am înțeles eu din toată șmecheria asta? De ce doar în iulie și august sunt astfel de activități? De ce nu există o continuitate în tot anul? Sau poate există și în, nu știu, sau poate acum este un alt mod de a privi aceste activități. Important este să știți că dacă sunteți cu cel mic acasă, bunici, tătici, mămici care aveți grijă de copii, decât să vă plictisiți, decât să lăsați copilul în fața televizorului, la calculatorul, iată, îi puteți lua de mânuță, merge cu ei aici la Casa de Cultură și mai învață cel mic să deseneze, să mai mânjește cu culori. Aia mai mari, dacă nu aveți bani, și sunt foarte mulți, nu e o rușine să nu ai bani să trimiți copilul în excursie, la mare, la munte, în taber, sau nu știu ce. Sunt foarte mulți oameni de genul ăsta. Copiii, decât să stea pe telefoane mobile, eu știu, v-ați la calculator sau să facă, Doamne ferește, alte activități, își pot consuma energia și învăța ceva bun, tocmai din
participare la aceste activități pe care, în sfârșit, Casa de Cultură, iată că le mediatizează mai cu folos din timp și așteptăm să copii în număr cât mai mare să meargă la aceste activități. Primăria, ce ne mai spune această știre? Primăria ia măsuri la sizierul cetățenilor. Canalele fără capace, un pericol pentru copii și nu numai. Iată o poză sugestivă, cred că din, da, de pe esplanadă, dar zona aceea, din un magazin acela de mobilă, nu mai țin acum, Marelbo parcă, da? Acolo spre intrându acela. Gurile de canalizare rămase fără capace în zone intens pompulate din municipiul nostru sunt un pericol real pentru pășcăneni. Ne spune Emma Roman, iată, colega noastră. Acest lucru a fost semnalat reprezentanților primăriei de către persoane cu simț civic care nu trec cu nepăsare pe lângă problemele urbei. Da, ne bucurăm că sunt și astfel de cetățeni, nu doar care, sau nu ca acei cetățeni care doar stau și se uită la vecinul de păstă gard, ce mașină și-a mai luat sau ce lucrări mai face pe în jurul blocului, în fine. Iată că pe esplanadă ar fi principala problemă. Din motive necunoscute oficial, adică dacă trebuia să vă anunță cineva când fură capacul, câteva capace de canalizare au fost distruse parțial sau total. Unele înlocuite până acum, însă există și un caz recent semnalizat momentan cu benzi de avertizare de către poliția locală. Eu nu înțeleg de ce trebuie să, din motive necunoscute oficial. Am avut implementat un proiect, îl văd scris, cred că mai există și acum acel banner pe gardul primăriei, în care se spune că s-au făcut investiții cu fonduri europene pentru sistem de supraveghere, video și bla bla bla, nu mai știu exact toată titulatura, așa sunt proiectele astea europene, de-aia stau aia la Bruxelles, acolo să ne facă nouă viața mai frumoasă, cum să zic eu, compunând astfel de titluri foarte lungi. Ideea e că s-au investit bani în sisteme de supraveghere, dar se pare că nu suficiente. Ori noi suntem un popor prea hoțoman, prea distrugător, prea certa cu legea și ar trebui această lege a Big Brother, dacă putem spune așa, vis-a-vis de aparatele de filmat, de camerele de filmat, peste tot. Ceea ce nu e chiar normal. Dar iată la investiții, cum e zona aceea de vale, măcar un 4-5 ani, ar fi trebuit asigurat acolo capacele. Nu știu, sudată, de margine. Cel mai bine ar fi fost cu camere video care se filmeze și în timpul nopții, pentru a preveni și a prinde, a pedepsi, pe cei care au proastă inspirație sau tupeu, nesimțirea, spuneți-l dumneavoastră cum doriți, să distrugă un bun public. De ce? În primul rând, așa cum spune și, nu spun aici colegii mei, un pericol pentru copii și nu numai. Corect. Am fost martor acum câțiva, cred că vreo 4 ani, 5 ani de zile, când un coleg de serviciu, fost coleg de serviciu, m-am întâlnit cu el, mergeam așa unul spre celălalt și l-am salutat, l-am întors capul meu și în momentul ăla a căzut într-un canal în zona spitalului CFR. Canalul se afla pe spațiu public, s-a rănit așa de grav, eu am râs pe moment, am râs, l-am ajutat să iasă din canal, căzut spre noi până la nivelul mijlocului, avea o rană așa de adâncă la gambă, jos, un sânge negru, probabil că își tăiase ceva vas mai mare, și s-a chinuit foarte, foarte mult timp, vreo câțiva ani, să-i se închidă rana, să-i se vindece locul și în ziua de azi are acel. Și l-am întrebat atunci, după ce a ieșit el din spital, de ce nu dă în judecată pe cel care e proprietarul canalului? Pe cine să dai? Spuneți-mi dumneavoastră dacă știți pe cineva, pe cine poți să dai în judecată în momentul în care, iată, caz în canal și te tai așa urât, foarte urât. Dar noroc a fost lângă spitalul CFR și l-am dus eu cu soția mea, i-am dat o batistă să-și panseze rana și l-am dus la spitalul CFR, acolo unde cei de acolo au curățat rana și imediat l-au băgat în operație. Deci lucrurile sunt foarte, foarte grave. Pot exista răni, chiar mortale, zic eu, dacă pici într-un canal. Și am mai văzut acum mulți ani, vreo 20 de ani în urmă, undeva în zona Peștișorului, am văzut un cuplu, el și ea, la vreo 20 de ani amândoi, plimbându-se și la un moment dat domnișoara de lângă tip a căzut. Prima reacție a fost să râd. Dar am auzit acea scrâșnitură de os rupt. A căzut domnișoara în canal și și-a rupt șoldul. Da? Deci iată că rănile sunt foarte grave. De aceea atragem atenția noi cei din presă, iată și cetățenii, sunt unii cetățeni de bună credință sau cu spirit civic.
trebuie neapărat monitorizată, montate camere de luat vedere în aceste zone reabilitate. Măcar aici, pentru a nu se distruge, iată un proiect obținut cu greu, banii europeni să îți bun, dar sunt, să obțin foarte greu. Bun, ce ne mai spune Cristian Menegon, dar nu mai citim ce zice dumnealui. Ba, până să mai vedem ce știri să vă mai citim, o să luăm puțin o pauză de publicitate. Până atunci mai faceți ceva treabă până în casă și după aceea vă aștept în continuare să povestim aici ce s-a mai întâmplat în micul nostru orășel. Publicitate. Magazinelor Imer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Da, iată-ne din nou în direct. V-am povestit despre pericolele, așa cum le-au observat și colegii mei din presă, de la nispașcam.com, la inițiativa și la atenționarea cetățenilor. Grijă la capacele de canal, mai ales atunci când evitați să călcați pe ele, că niciodată nu se știe. De asemenea, aveți grijă la copii și, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva, să ne gândim, poate ne informați și pe noi, de un caz în care cineva a dat în judecată, cred că primăria, zic eu, discutam cu colegul în pauză, cred că primăria este cea răspunzătoare de aceste canale. Și tare aș vrea, nu aș vrea să vă dau în fericit, dar să văd și dacă vreodată cineva poate să dea primăria în judecată pentru o cauză de acest gen și să obține despăgubiri. Spuneam colegului în pauză că, dacă țineți minte, în acum vreo 4-5-6 ani, o doamnă, o domnișoară din București, mergea undeva pe la Brașov, a derapat cu mașina, a intrat în acel parapete metalic de lângă șosea, și-a strivit mâna, a trebuit amputată mâna, iar în urma unui proces care a durat destul de lung, a durat destul de vreme, a fost un proces destul de lung, femeia a obținut 1 milion de euro de despăgubire. Dar mai bine cu mâna întreagă decât sau cu picioarele, iată, în cazul canalului, și să fim noi întregi. Banii ca banii. Bun, atât o știre care mi s-a părut mie interesantă, ar fi bine să o discutăm puțin aici la televiziune. Reabilitarea căminului cultural din Lunca, din nou în impas. Află motivul. Iată, colegii mei, tot e mai roman. Vă întrebați poate ce se mai întâmplă cu reabilitarea căminului din suburbia Lunca Pașcani și dacă muncitorii sunt la treabă sau poate doresc să participe la vreun eveniment cultural organizat de instituție.
Sunteți optimiști, zice colega mea. Aflați că lucrările au fost din nou sistate de firma care se ocupă de proiect, în spețe Elmar SRL. Cine spune domnul Menegonea, să vedem așa. A, e problema că trebuie refăcută documentația pentru că au fost probleme de proiectare la structura acestei clădiri. Eu nu înțeleg cum de se poate greși la construcția unui ansamblu așa de simplu. În general, cămilele culturale sunt așezăminte simple, neatrăgătoare așa ca și design. Deci nu prea orice student mai răsărit de la arhitectură sau de la, da, la arhitectură sau la construcții, poate să facă un proiect. Nu înțeleg de ce această documentație trebuie refăcută. Bun, dar ca de obicei întrebăm, așa ne-am obișnuit în România să întrebăm și mai ales noi cei din presă care suntem cărcotari sau nu avem ce face, cine plătește pentru aceste întârzieri? Cine? Probabil că nimeni. Asta vă dau și eu răspunsul. M-am uitat acum la, așa că am stat în pauză, să văd, ce găsta căminul ăsta cultural? Am zis că facem o lacă discuție despre căminul cultural într-un anumit context istoric. Ia, și am găsit ceva. Zice contextul istoric. În 50 de ani de regim comunist în România, fiecare oraș și sat de pe teritoriul țării avea propriul cămin cultural. Cea mai bună traducere pentru aceasta ar fi un cămin al culturii sau o casă culturală. În limba română, cămin desemnează și așezământul familial concentrat în jurul vatrei, un spațiu cald, intim, protector. Termenul sublinea de asemenea necesitatea existenței unui spațiu intim destinat culturii în general. Cultura trebuie protejată, bla bla și bla bla blu, zice aici. Căminul cultural, vă citesc câteva aspecte și o să vi le comentez. Căminul cultural nu era conceput ca un spațiu exclusivist, închis sau având legătură doar cu munca. El devenea treptat un centru unde se desfășura diferite activități recreaționale, cum ar fi sărbătorile sătești, proiecțiile de filme sau căsătoriile. Bun, eu aș vrea să văd și eu astfel, să termină odată acest centru, acest cămin cultural, să vedem dacă vor fi acolo sărbători sătești, proiecții de filme sau căsătorii. Hai să vedem ce... Da, în timp spune că aceste cămine culturale au cam dispărut de pe teritoriul țării, de aceea e ciudat, dar nu neapărat nu-i binevenit, dar e așa puțin contracurentului, dacă aș putea spune așa, să fac cămine culturale, iată, în sate. Deci la început ne spune că în timpul comunistului existau în orașe și sate, probabil orașele foarte mici. Ce nu înțeleg eu, dacă orașul este compris și tot suburbii, nu înțeleg de ce mai avem nevoie de cămin cultural în fiecare suburbie. Așa trebuie să facem în fiecare suburbie. Probabil este dragul și este cumva, știi ceva, există cămin cultural în fiecare suburbie de la noi? Nu știu exact. Bun. Avem o casă de cultură care, ca și nivel cultural, ca și apetit pentru cultură, este mai mare decât un cămin cultural. Avem clubul copiilor. Nu știu dacă mai era necesar să cheltui primăria fonduri pentru a face în fiecare sat. Dar hai să zicem că e bine că aduce, e o încercare de a aduce cultura mai aproape de oameni. Iată, clădirile, când spuneam de clădiri, clădirile căminului cultural au avut întotdeauna un aspect relativ modest, neutru, funcționalist și erau bine cunoscute pentru faptul că se puteau întreține cu ușurință. Oamenii care veneau din zonele proxime ale orașelor sau satelor se puteau recrea la căminul cultural. Era un lucru obișnuit ca noi veniți să fie prezentați acolo locuitorului satului sau orașului. Bun, asta sună niște definiții probabil care se referă la timpului comunist atunci când s-a venit cu moda aceasta căminilor culturale. Rezultatul final zice că a fost dispariția fondurilor alocate căminilor culturale. Unele dintre ele și-au păstrat funcționalitatea până astăzi, reprezentând de fapt o amplă mișcare de rezistență economică împotriva sistemului capitalist. Eu nu înțeleg acest lucru. Ar vrea cei din luncă să se opună, să aibă o mișcare de rezistență împotriva capitalismului? E un lucru care e destul de neclar. Iată, vedeți, într-un oraș sau un sat unde funcționează un cămin cultural, acesta va fi ales cel mai probabil ca locație pentru organizarea unei căsătorii, fiind investiții cu funcții care pentru localnici sunt mai adecvate și mai importante. Da, în ultimii ani și-au pierdut căminile culturale acea vocație pentru a organiza
Sărbători sătești, eu știu, proiecții de filme, n-am mai auzit proiecții de filme într-un cămin cultural de foarte mult timp, ci a rămas doar un fel de sală de restaurant, o sală în care se organizează nunți și nimic altceva. Nu știm, nu, în afară de faptul că, iată, să cheltuie acolo bani, încă nu știm care va fi destinația acestui spațiu. Va fi concesionat o parte din spațiu pentru unii șmecheri care vor vrea să facă acolo diferite activități, gen, cum am spus eu, petreceri, nu? Sau ceva de genul ăsta. Încă nu este clar pentru nimeni acest fapt. În opinia noastră, căminul are un loc important, mai are încă un rol important de jucat, ținând seama de funcția sa anterioară și rolul său de gază. Acesta trebuie să fie un spațiu activ, secular, un spațiu dedicat dezbaterilor și diseminării de cunoștințe. Trebuie să umple goluri lăsate de instituțiile educaționale și comerciale conservatoare. Tare mi-aș dori să văd acolo, în Lunca Pașcani, ca acest comin cultural să fie un spațiu activ, iată, secular, un spațiu dedicat dezbaterilor și diseminării de cunoștințe. Adică s-ar putea organiza acolo un seminar al cartofului, zic eu, nu? Sau ce mai de seamă reprezentanța ai luncașilor. Iată, un comun cultural reabilitat ar mobiliza energia și calitățile speciale care au caracterizat destinația și sensul inițial pentru a da naștere în regim de urgență unei noi arene publice. E, dacă mai ajunge și căminul cultural din Lunca o arenă publică de dezbatere, înseamnă că noi cei de aici nu ne pricepem și probabil edilii cei care au promis celor de acolo că vă face așa ceva. Eu sper să nu fie doar un cămin cultural la care de la care vom avea în fiecare luni sau duminică dimineața știri despre câte bătăi au fost acolo. Nu, am vrea să vedem așa cum spune la carte, așa cum spune în Dex, era să zic eu, dar undeva ca definiții, să fie un spațiu, iată, în care să existe dezbateri publice, în care să vedem proiecții de filme, iată, diseminări de cunoștințe, de oricare ar fi ele. Bun, cam asta ar fi cu căminul cultural din Lunca, acolo unde colegii noștri spun că reabilitarea este din nou un impas datorită unei documentații prost realizate. Coșmarul pășcănilor continuă. Au fost reluate debranșările de la sistemul de alimentare cu apă. Ce se întâmplă aici? Iată, două scări din Pașcani, în general, vizate. Scara E de la blocul D2 din strada Eugen Stamate, precum și blocul ITP de pe strada Grăziniței. Știți blocul acela, problemă, o bombă socială, care la un moment dat va exploda în fața aleșilor locali, dar nu știu dacă aleșii locali vor și da, își vor da silința să rezolve acolo problema. Culmea, ambele au rămas fără reprezentant de scară după ce oamenii s-au săturat să lupte cu morile de vânt în încercare de a convinge răuplatnicii să-și achite datoriile. Acum haideți să vedeți că întotdeauna s-a atras atenția nouă celor de la Actualitatea TV că am fi împotriva acestui operator. Am spus-o clar, și noi, cei de aici, ne dorim un oraș modern, suburbii moderni, apă, canalizare și celor din suburbii. De aceea, iată, eu de data aceasta să țin partea celor de la APA Vital, atâta timp cât există datornici acolo, trebuie, bineînțeles, ca oamenii aceia să-și plătească. Dar operatorul ar putea să-i ajute. Și cum? Iată, mergem la acest reprezentant de scară, o formulă la limita legalității. Le dau soluții celor de la blocul ITP sau de oamenii de la scara E din blocul D2. Poate vă convingeți acolo unul din locatari să fie reprezentant de scară, iar acelor reprezentanți de scară îi dau soluția să discute cu operatorul APA Vital, în momentul în care se va factura toată suma restantă pe dumnealui, să facă cerere către APA Vital ca acest operator să defalce costurile pentru fiecare și să taie factură pentru fiecare, degrevându-l pe el de toată suma, înțelegeți? Deci dacă APA Vital va tăia pe individ o sumă de 100 de milioane, el poate face. Eu am făcut acesta din proprie experiență, vă povestesc. Am făcut cerere la APA Vital și am trimis pentru fiecare, am defalcat pentru fiecare individ din bloc, pentru fiecare apartament, suma corespunzătoare. Iar factura îi vine omului. Eu doar citesc, care reprezentant în scară, indexul, calculez și îl duc APA Vital. Facturile vin individual. Deci există o soluție
nu trebuie neapărat să aruncăm în apa vital cu pietre pentru această iată, debranșare la D2 sau la blocul ITP. Doar să vrea un cetățean să fie reprezentat în scară. Acum că există alte probleme pe care eu le-am considerat întotdeauna abuzive la apa vital, este cu tot o altă problemă și nu discutăm, pentru că subiectul de astăzi este despre debranșările acestea pe care apa vital a evitat să le facă în campanie electorală. Cu toți am intuit acest lucru, iar acum, iată, s-a adeverit. Dar acest lucru nu ajută pe nimeni cu nimic. Singura soluție, dacă înțelegeau toți pășcănenii, sau majoritatea pășcănelor, să iasă în stradă, să nu aleagă un primar care, iată, îl ține în braț un astfel de operator, atunci puteam discuta de alte condiții. Dar, așa cum am acceptat rezultatul votului, un primar care a ieșit, iată, la 500 de voturi față de contracandidat, așa cum avem un primar care nu are peste 50% plus 1 de voturi, dar a fost ales în mod democratic, așa că și noi, democratic, trebuie să acceptăm că apa consumată trebuie plătită. Dar nu ar trebui lăsat acest operator și, din păcate, nu există nicio instituție care să poată să-l pună cu botul pe labe pe acest operator, vis-a-vis de comisiunea acela care este încasat ilegal, după părerea mea. Nu știu, iată, aceste debranșări, adică debranșez o scară întreagă pentru că au 3, 8, 10 oameni datorii. Lucrurile astea încă n-au fost clarificate, așteptăm alegerile din toamnă, atunci poate vom avea din nou un senator și un deputat și cetățenii nemulțumiți, iată, pot face presiune asupra primăriei și asupra acestor reprezentanți pentru a încerca modificarea legislației în Parlament. Aceasta este singura soluție democratică care a mai rămas la îndemâna cetățeanului din Pașcani. Sau mai așteptăm 4 ani și vom vedea din nou dacă vom fi mulțumiți de operator. O altă problemă tot creată de apa vital, criza apei la Hârlău. Cetățenii se tem de apa murdară ce curge la robinet. Situația poate continua și după finalizarea investițiilor. Ne spune că sunt oamenii de la Hârlău, ca idee, vă spun, mai ales parte ne-a scris, sau au ieșit în stradă, nemulțumiți de faptul că odată cei de la apa vital au întrerupt de foarte multe ori apa. Normal, în modul în care ne-a obișnuit apa vitală, nu știe să comunice cu cetățeanul. Bașca că au spus și o gogomânie de genul că, domnule, apa e colorată la robinet, dar este bună de băut. În fine. Ce am văzut aici, mi-a părut o idee interesantă. S-au adunat cei de acolo, primarul Radu Curcă și cu celălalt consilier, iar unul din consilieri îl întreabă pe cel de la apa vitală, ci dumneavoastră ați consumat această apă? Și omul, de bun simț, a adus un bidon de la magazin, un bidon de la barajul de unde este extrasă apa, iar unul de la robinet. Și bineînțeles că cel la apa vitală a evitat să bea această apă. Iar apa de la robinet nu este potabilă. Cetățenii care au venit astăzi la discuții l-au transmis celor de la apa vitală că majoritatea locuitorilor nu consumă apă minerală de la robinet, ci o cumpără din magazine. Pentru că au primit apă de foarte proastă calitate, oamenii au solicitat conducerea operatorului să plătească cu 30% mai puțin pentru consumul pentru perioada în care primesc apă cu impurități. Au primit răspuns că prețul este același la nivelul arei de operare a celor de la apa vitală. Același răspuns pe care ni l-a dat și nouă la momentul când noi pășcănenii, și noi ca și ziariști am spus același lucru, că nu este normal să ai prețuri diferite, să ai același preț în toată area de funcționare, din simplu motiv că sunt orașe, sunt localități cu venituri diferențiate. Bun, să zicem că în mod normal pui prețul același la toată lumea, dar dă celor cu venituri mici sau din zone defavorizate, în zone în care nu poți să compari venitul pe card de locuitor la nivelul Iașului cu venitul de la Hârlău sau cu, nu știu, Blăgești sau chiar din cartierul Lunca. Nu poți, nu? Sunt venituri total diferite. Probabil că cei din Iași câștigă foarte bine și atunci nu e o mare cheltuială pentru ei, un 6 lei și ceva pe metru cub. Când la ceilalți, da. Nu cred că așa se va rezolva problema cerând acest lucru. Ce altfel ar putea? Eu nu văd în acest articol nimic referitor la faptul ca cetățenii să ia
pălânsia mostri de apă și să le trimite la DSP sau să solicite DSP-ului sub scuza, domnule, e posibil o epidemie, posibil o infecție în masă a populației, să vină DSP-ul să ia probii de apă și dacă DSP-ul spune că acea apă colorată, murdară, maronie, este bună de băut, înseamnă că este bună de băut. Și asta e. Apropo de culoare, am mers azi până la Sireț, să văd și eu acolo râu, să văd care e situația cu pescuitul și am văzut acea gârlă care iese de la firma turcească de fabricația de rojdii Pacmaia, apa maro. Asta nu înseamnă că apa aceea, probabil că e bună, nu? Sunt organizații guvernamentale, sunt instituții ale statului care monitorizează. Dar culoarea apei este maro. O fi bună, nu o fi bună? Eu cred că o firmă de talia celor la Pacmaia nu se joacă cu probleme de mediu care sunt foarte sensibile la nivelul Uniunii Europene. Probabil așa e și la Hârlău. O fi apa maronie, dar o fi bună de băut. Zic și eu. Nu știu. De aceea așteptăm, nu știu dacă se transmite emisiunea noastră sau o citesc cei de acolo ziarele noastre, îi rugăm pe cei de la Hârlău, locuitori de acolo nemulțumiți, să solicite celor de la DSP analize de apă. Și dacă se va dovedi că există, că e o apă neconformă, atunci da, pot să acționeze apa vitală în judecată sau să ceară daune sau... probabil că există ceva în contract, da? Eu știu că există ceva în contract, o frază de genul că ei se obligă să furnizeze apă la anumiți parametri. Da? Bun, o să mai revenim, o să stăm cu ochii pe subiectul ăsta și o să mai povestim. Pentru această seară de ajuns, la revedere! Îți place să călătorești, dar nu știi unde? Aeroportul Iași te aduce mai aproape de Paris, să descoperi cele mai frumoase muzee. Sau de Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. Dacă visezi la o vacanță plină de culoare, află că ai zbor direct spre Barcelona. Ori lasă-te fascinat de istoria orașului Madrid. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații.